Bună, bine te-am găsit. Aștept de ceva timp să fac această emisiune, țin să spun. Probabil că ai văzut în titlul despre ce e vorba. Vine momentul să vă ofer și o veste bună. Să vă povestesc despre un tranzit special care va avea loc în 2024. Este vorba de cel al lui Venus prin semnul Taurului. Vedeți voi, o dată pe an se întâmplă acest tranzit. Dar cumva anul acesta, Venus se va întâlni cu Jupiter. Jupiter, care este și el în Taur din mai anul trecut. Și întâlnirea celor doi este una magică, este unul dintre cele mai bune aspecte, cel puțin din punctul de vedere al teoriei astrologice. Când vorbim despre Venus, da, vorbim despre feminitate, despre frumusețe, despre iubire, dragoste, plăcere și partea financiară, partea de cum să vă spun, de ce avem. Da? Când vorbim de arhetipul Taurului, vorbim de resurse, vorbim de confort, de siguranță, de liniște. Da? Oricând Venus trece prin Taur, care, apropo, este locul ei preferat, se numește că se află în domiciliu, e precum o petrecere. Mâncare bună, băutură fină, haine frumoase, îmbrățișări, dansuri, o zonă artistică, toată lumea se simte bine. Da? Toate simțurile sunt mulțumite. Iar acum, pentru că Venus se întâlnește cu Jupiter, să zicem că avem o petrecere la puterea N. Da? Haideți să recapitulăm. Venus intră în Taur pe 29 aprilie și stă acolo până pe 23 mai. Deci aproximativ așa o lună, avem timp suficient să ne bucurăm de viață. Ama, știți cum este. Aici peste graniță avem un conflict, un război. Mai avem un conflict peste ceva spațiu, să spunem așa. Urmează alegeri. Nebunie în media, în presă, evenimente, instabilitate, nebunie multă. Cu acest tranzit al lui Venus în Taur, noi trebuie să ne creăm o bulă unde să ne facem propria petrecere. Da? Și ce vă recomand eu cu Venus în Taur? Dacă ați aștepta momentul să vă faceți o schimbare de înfățișare, ăsta este. Dacă ați aștepta momentul să vă schimbați garderoba, ăsta este. Sau să o îmbunătățiți, de ce nu? Dacă ați aștepta momentul să faceți o investiție, să negociați ceva, acum este momentul. Dacă ați aștepta momentul să faceți o declarație, să faceți un cadou partenerului, să-i propuneți ceva, ăsta este momentul. Aveți timp suficient, o lună, să vă ocupați de tot ce înseamnă festina lente. Da? Să vă desfătați, să vă bucurați toate simțurile pe care le aveți și să o țineți așa, din plăcere în plăcere, în plăcere, în plăcere. Ama, Venus e considerată micul benefic. Se va întâlni cu Jupiter, care este marele benefic. În astrologie este unul dintre cele mai bune aspecte pe care le putem avea. Da? De ce? Pentru că vine cu încredere, cu afecțiune, cu senzualitate, cu iubire, cu oportunități, cu șansă, da? Cu norocul la chior câteodată, am putea spune. Venus se va întâlni cu Jupiter pe data de 23 mai. Avem atunci cea mai iubibilă zi, dragii mei, cea mai drăgostoasă, iubibilă, romantică zi a anului 2024. Da? Deci iată, urmează niște momente perfecte pentru a ne bucura de viață, indiferent de ce înseamnă asta de la caz la caz. Venus, până când se va întâlni cu Jupiter, da? Se va întâlni și cu Uranus pe data de 18 mai. Și aici cere ceva diferit de la noi, că dacă până acum un an sau până anul acesta i-a făcut cadou partenerului un sejur undeva, ziceți, hai să nu mai mergem tot acolo, că na, semnul Taurului de obicei mai conservator, semnul unde se petrece această conjuncție. Dar zice, hai să facem același lucru. Dar Uranus acum vine și zice, mergem tot în țara aia, dar hai să mergem și într-o altă localitate. Adică căutați un element de surpriză, un element diferit, un element mai special, un topping din acesta remixat, ceva care să vă uimească, da? Pentru că de cele mai multe ori să știți că plăcerea și bucuria vine și din noutate și din surpriză, chiar dacă ea poate provoca puțină instabilitate pe moment. Deci iată, voi trebuie să vă creați în perioada următoare o bulă în care să vă simțiți cel mai bine. Da, avem rate de plătit, facturi de plătit, avem probleme la serviciu, în familie, acasă, tot timpul sunt și vor fi cât vom trăi. Dar important este că atunci când avem un tranzit din acesta pozitiv, să-l punem la muncă. Mi s-a întâmplat deseori că atunci când cineva a avut un aspect pozitiv, țin să vă spun, să nu se fi petrecut nimic în viața lui, că așa e. Partea frumoasă a astrologiei e mai mult în teorie, da? Dar dacă știți că urmează, iată, o perioadă bună, eu vă zic,
să profitați de ea din plin. Eu vă zic să vă cumpărați lucruri, dar atenție, această perioadă cu Venus în Taur își dorește lucruri care să vă ajute, vă dorește ca voi să fiți cea mai bună investiție. Și să vă luați o haină care să vă ajute într-un moment important, să vă luați o bijuterie, cum să vă spun, într-un mare fel care să reziste în timp și spațiu, să vă luați un telefon care să vă ajute profesional, să faceți mai mulți bani, adică voi sunteți cea mai bună investiție în perioada următoare. Și cu cât sunteți mai bine îmbrăcați, mai fericiți, mai mulțumiți, ați mai mâncat o prăjitură, ați mai băut ceva fin, da? Cu cât vă desfățați toate simțurile, cu atât și viața vine către voi cu mai multe oportunități. Iar oamenii când vă vor vedea atât de bucuroși și dornici să... Nu doar dornici. Vă vor vedea cât respect aveți pentru voi și că vă resfățați și ei se vor purta la fel de frumos cu voi. Că de fapt așa e, când nu mai putem de dragul nostru, da? Există și un mic narcisist câteodată care îi poate respinge pe anumiți oameni, dar toți vor dori să fie în preajma noastră, că râdem, glumim, suntem fericiți, suntem bucuroși, da? S-au întâmplat lucruri frumoase sau noi am făcut ca lucrurile frumoase să se întâmple în viețile noastre. Am vrut să fie așa o emisiune mai scurtă aceasta, pentru că eu cred că trebuie mai degrabă să treceți la fapte și la treabă, să începeți să vedeți. A trecut și Mercur retrograd, deja puteți faceți comenzi online, puteți să vă cumpărați călătorii, puteți să vă luați și un curs, să investiți în tot așa în propria persoană. Da, deci faceți tot posibilul ca până la final de mai să găsiți ceva care să vă placă și să investiți și să vă bucurați de viață. Eu în locul vostru nu aș respinge nicio invitație în oraș, nicio invitație la un eveniment. Dacă apare o reducere la hainele, la brandul preferat, la fel. Dacă e o reducere într-un supermarket, iată, n-am gustat până acum un fel de mâncare dintr-o altă țară, de ce n-aș face-o? Răsfățați-vă. E adevărat, vin și sărbătorile și ne ajută în acest sens, dar trecem peste sărbători. Eu zic să faceți ceva și după sărbători, că iată, Venus stă în Taur până pe 23 mai și gândiți-vă că pe 23 mai, exact atunci face și conjuncția cu Jupiter. Dragii mei, să vă priască recomandările mele, să vă priască, iată, întâlnirea lui Venus cu Jupiter și să vă priască tot acest tranzit. Aici, Radio DeceNews.ro, un radio care se citește. Radio DeceNews.ro